Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Iată-ne în fața unei noi emisiuni, Serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi, ca de obicei, în deschidere. Îl salut pe jurnalistul Deutsche Welle, Robert Schwarz. Seară bună. Bună seara, Gabriel Basarabescu. Așa cum spuneam săptămâna trecută, încep decizii istorice, se mișcă lucrurile în jurul nostru și pare a fi de bine. Da, sunt evident câteva lucruri esențiale și lumea aici la Berlin s-a uitat cu mare atenție la summitul Biden-Putin de la Geneva. Rezultatele acestui summit încă nu sunt foarte bine cunoscute. Lăsăm să se decanteze, nu efectul, și probabil pe larg săptămâna viitoare, evident, atât de importantă întâlnire trebuie comentată. Vizita a fost foarte bine pregătită și are loc în concertul transatlantic, pentru că Biden a fost la G7 în Anglia, la Cornwall, a fost la summitul NATO la Bruxelles, tot la Bruxelles a avut loc summitul Statele Unite, iar acum a avut loc această întâlnire care, cel puțin la Moscova, și nu numai în presa de la Moscova, a primit o pregătire mediatică extrem de largă. S-a vorbit despre un summit foarte important la cel mai înalt nivel între cele două mari puteri, Rusia și Statele Unite. E foarte clar că Putin trebuie să se reîntoarcă oarecum la masa tratativelor cu inamicii din zona occidentală, pentru că economia Rusiei este la pământ. China este o amenințare nu numai pentru lumea liberă, democratică, așa cum a spus-o și președintele Statelor Unite, Joe Biden, în repetate rânduri, ci este o amenințare și pentru Rusia. Ne aducem aminte că după anexarea Crimeei de către Rusia și după sancțiunile din Occident, din Uniunea Europeană și din Statele Unite, Moscova a încercat să se reorienteze oarecum spre Beijing. Dar Beijingul oricum are interese majore și vrea să-și dicteze regulile posibililor parteneri, indiferent care ar fi ei. Deci e foarte clar că întâlnirea de acum o să îngrijoreze și pe chinezi, pentru că Biden, după ce a strâns rândurile Alianței Euroatlantice în lupta economică și politică împotriva gigantului de la Beijing, acum a încercat să îl potolească și pe Putin. Putin are nevoie de susținere și e foarte clar că Statele Unite se concentrează tot mai tare pe China. Dar Statele Unite știu în egală măsură că și Rusia ar putea provoca un haos în zonă, având în vedere militarizarea continuă a imperiului președintelui Vladimir Putin. Deci trebuie să fim atenți și să urmărim analizele și comentariile din zilele următoare pentru a înțelege poate mai bine ce se ascunde în spatele mesajelor date publicității de către cei doi președinți. Și mai ales, Robert, dacă ești de acord cu mine, comentariile ce vor urma în ambele cancelarii, pentru că nu neapărat presa cred că trebuie urmărită, ci reverberațiile din administrațiile celor două state, și ai mare dreptate. Trebuie să lăsate lucrurile să se decanteze, să nu privim nici prea optimist, dar nici pesimist. Și peste o săptămână cred că vom avea o radiografie mult mai clară a efectelor. În presa din Rusia cu siguranță vom citi articole prin care se serbează recunoașterea statutului Rusiei ca mare putere de către președintele Biden și nu vom citi nimic despre sancțiuni, despre Ucraina, despre Belarus, despre Marea Neagră, despre zonele în care Rusia este o amenințare pentru democrație, pentru libertate, dar vom avea cu siguranță și analizele foarte corecte din partea think tank-urilor occidentale. Cred că e bine să vorbim și săptămâna viitoare despre relațiile internaționale, pentru că, nu-i așa, România face parte dintr-o alianță solidă, s-a văzut asta și la summitul NATO de la Bruxelles. Marea Neagră este din ce în ce mai atacată și atacabilă, iar situația pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice este foarte tensionată. O spun politicienii din statele baltice, o spune Polonia și iată o spune și România,
pentru că, nu-i așa, acum o lună și o săptămână la București a avut loc formatul B9 al statelor de la flancul estic și sud-estic al Alianței Nord-Atlantice, o formulă, un format în care Polonia și România, în sfârșit, constituie un tandem important. Alianța Nord-Atlantică este foarte conștientă de pericolele care există în flancul estic, situația din Ucraina, din estul Ucrainei, din Marea Neagră, situația din Belarus, poziția destul de ambiguă a Turciei. Vedem că acum președintele Erdogan încearcă o reapropiere de NATO după ce a cochetat cu armamentul de la Moscova. Alianța Nord-Atlantică are nevoie acum din nou de o poziție fermă, mai ales atunci când vorbim despre respectarea valorilor comune. Indiferent de încercările, să zicem, de la Berlin sau de la Paris, de a reconfigura apărarea europeană dincolo de umbrela NATO, e clar pentru toată lumea, Europa fără umbrela NATO, Europa liberă, Europa democratică, nu are nicio șansă. Și am văzut semnalele bune de la Bruxelles. E foarte bine că și România s-a articulat în această direcție, nu doar prin președintele Klaus Iohannis, ci și prin secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, fostul ministru de externe al României, Mircea Geoană. Oricum, nu exagerez, cred, dacă spun că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile va avea repercursiuni poate pe următorii 10, chiar 20 de ani. Da, mai ales că trebuie să așteptăm și reacțiile Chinei în urma acestui summit care a avut loc la Geneva. Această întâlnire între cei doi președinți, Biden și Putin, pentru că noi încă nu știm foarte bine ce crede puterea de la Beijing despre această întâlnire. Deci vom avea cu siguranță subiecte internaționale multe de discutat, așa cum vor fi și foarte multe subiecte de politică internă, certurile din interiorul coaliției, din interiorul partidelor coaliției, din opoziție. Deci vom avea în continuare un pachet întreg de teme pe care sunt sigur că le vom putea discuta. Asta propun să facem și în partea a doua, nu acestei discuții, să trecem la actualitatea internă. Nu știu dacă ați văzut la Berlin, dar a fost un moment care n-a scăpat netaxat în presa noastră. Este vorba de momentul în care ambasada Rusiei la București a organizat un concurs de eseuri pentru a marca ziua Rusiei și acel concurs de eseuri avea ca premiu un ceas. Și ochiul vigilent al presei a spus că e un început bun, pentru că iată, măcar se înapoiază unul dintre ceasurile luate din România, cel puțin. Ei, sigur, aici s-a făcut o aluzie la celebra vorbă de la Tisa până la Don, davai ceas, davai palton. Sigur, aceste bancuri politice au farmecul lor, dar interesantă a fost întrebarea pusă în acest concurs. Și pe bună dreptate au venit reacții și în legătură cu subiectul propus. Da, era vorba despre un concurs literar istoric pentru cel mai bun eseu, pentru cea mai bună compunere, pe tema 21 iunie 1941, 23 august 1944. Vezi, Doamne, când am intrat noi în război împotriva Uniunii Sovietice, da. Și când Uniunea Sovietică s-a întors și a eliberat România. Deci această perioadă în istoria relațiilor ruso-române și în oglinda timpului nostru. Eu cred că asemenea concursuri sunt ușor depășite. Haideți să rămânem cumva în limita unui limbaj cât de cât politicos. E păcat că se folosesc diplomații ambasadei ruse de la București de orice fel de instrument de a intra cu bocancii în istoria relațiilor bilaterale. Cred că ar fi fost mult mai bine dacă ar fi fost un subiect constructiv orientat spre viitor. Așa, clar, a intrat în folclor deja acest nou concurs, premiul Ceasul Celebru a intrat și el în folclor, așa cum a intrat în folclor și participarea unora sau altora la recepția din weekendul trecut de la ambasada Rusiei. Sunt fotografii interesante
cu tot felul de personaje care se vor interesante. Da. Mergem acum spre o altă zonă dureroasă din istoria noastră. Am comemorat 13-15 iunie. A câta oară, fără a ști clar ce s-a întâmplat, fără a vedea vinovații, pentru că și atunci au murit oameni și, din păcate, justiția încă șchioapătă, ca să fiu și eu amabil. Da, justiția șchioapătă și în dosarul Revoluției, și în dosarul Mineriadelor. Probabil că vrea să ne dovedească, Robert, că este oarbă, nu? Dar oarbă în sens rău, în sensul că nu reușește să vadă, nu în sensul că este echidistantă. Da, 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 da. Justiția este, așa cum o spune, mă miră de fapt că o spune, președintele Parlamentului, liderul PNL, Ludovic Orban, pentru că spune în mai multe declarații că parcă nu se dorește o rezolvare a acestor dosare. Ori cine să nu dorească această rezolvare în momentul în care instrumentele guvernării sunt în mâinile PNL, USR Plus și UDMR, în momentul în care justiția este eliberată de controlul politic, să spunem, de până acum exercitat în repetate rânduri de un PSD hotărât să blocheze reformele justiției, de fapt e foarte greu de înțeles de ce aceste dosare sunt blocate mereu. Și dosarul Mineriadelor, repet, au fost 5 mineriade, minerii au venit de 5 ori la București, de fiecare dată au răspuns unor ordine politice, au acceptat să devină masă de manevră, armată de manevră, s-au războit cu societatea civilă, indiferent dacă au fost profesori, studenți, oameni de pe stradă. Chiar și simpli muncitori, sigur că dau... Simpli muncitori, tineri, viața publică, femei. Și să nu uităm că în septembrie vor fi fost 30 de ani de la ultima mineriadă din 91, când au venit să dea o mână de ajutor pentru a debarca guvernul condus de Petre Roman atunci. Erai în țară la 13-15, erai? Aveai barbă, cum ai scăpat? În 13-15, sigur că da. Cum ai scăpat bărbos așa? E o poveste pe care am mai spus-o de câteva ori. E o poveste interesantă și dureroasă totodată. Eram la o întâlnire cu directorii de liceu, la liceul Caragiale, când la un moment dat a intrat în sală secretarul liceului și mi-a spus că cineva vrea să vorbească cu mine la telefon. Și m-am dus în secretariat și mi s-a comunicat că o trupă de mineri s-ar îndrepta spre liceul german pentru că s-ar fi aflat că la liceul german s-au livrat aparate de falsificat bancnote. Droguri și pistoale nu. Urma la sediul PNCCD. Are o legătură povestea asta cu ceea ce am de spus. M-am aruncat în mașină la propriu, am zburat la propriu printr-un București prin care se mai putea circula, am ajuns la liceu, acolo unde eram director, la liceul german, pe strada Cihoschi, am baricadat porțile de fier, i-am chemat pe gealații, în sensul bun al cuvântului, echipei de basket și ne-am făcut de lucru în interiorul curții liceului, în așteptarea a ceea ce urma să vină. Și au oprit două autobasculante pe strada Cihoschi, au sărit minerii înarmați cu băte și cu topoare și au cerut să intre. Am stat de vorbă cu liderul lor, i-am spus că este o școală, i-am spus că nici vorbă de aparate, mașini, de falsificat bani, ci doar câteva mici copiatoare pentru a putea copia cursurile elevilor și că m-aș bucura să pot dona unul din aparate școlii unde acest miner și-a avut copii elevi atunci. Și am văzut pentru prima și ultima dată, n-am mai avut ocazia, lacrimi în ochii unui miner care venise de fapt să distrugă. Și omul s-a întors, a făcut un semn, s-au urcat înapoi în basculantă, erau două basculante, și au plecat mai departe. Apoi am aflat că aceeași trupă a fost la sediul PNCCD și a făcut prăpăd. Da, a fost extrem de tensionat atunci, mai ales că aveam elevi, colegi, profesori și eu am trecut de câteva ori prin piața universității, care au participat cu sufletul curat la acest protest pașnic din piața universității.
a fost o perioadă extrem de dură și de aceea e foarte trist că după 31 de ani nu s-a putut identifica în justiție niciun vinovat. Nu a fost pedepsit legal niciun vinovat. Dăm voie să-ți spun și eu o completare, zic eu la fel de dureroasă. În 2012 sau 11, oricum am în arhivă emisiunea, a apărut și în Adevărul interviul respectiv. Am luat un interviu lui Petre Roman și principala întrebare de la care am plecat a fost dacă, în urma a ceea ce s-a declarat atunci, descoperiri, exact cum ai spus, de arme, de droguri, mașini de făcut bani, în sediul PNC și PNL, dacă actualul membru PNL, Petre Roman, regretă că a intrat într-un partid care a adus droguri, mașini de făcut bani și arme. Și a făcut ochii mari la mine și mi-a spus că din prima clipă a spus că nu e așa și că o parte a securității a făcut ce a făcut. L-am întrebat unde putem citi aceste declarații, interviul există, e public. Așa se scrie istoria. Se scrie istoria, dar altfel se scrie justiția. Și din păcate, corect, justiția deocamdată se scrie la fel ca istoria falsificată de cei care ar trebui să plătească politic și în justiție ceea ce au făcut. Mai ai vreo speranță că poate în viața aceasta a noastră, ce ne mai e dată pe pământ, să vedem și un strop de dreptate în direcția asta? Am avut o speranță majoră în ceea ce privește dosarul Revoluției și am văzut că dosarul a fost întors și din nou s-a pus Batista pe țambal. Am avut o speranță în legătură cu mineriadele, la fel, multiple Batiste pe țambal. Am avut în sfârșit speranța că 10 august va intra în istorie ca o poveste rezolvată în justiție. Batista este pe țambal. Nu, nu mai am nicio speranță, mai ales că acum, când văd cum se autodemolează Partidul Național Liberal, cum Ludovic Orban vrea să ne transmită că are susținerea Partidului Național Liberal, iar echipa care îl susține este PNL, iar ceilalți ar fi extra peneliști. Nu pot decât să mă iau cu mâinile de cap și să zic, am mai văzut filme de genul ăsta în alte partide. Când văd cum USR Plus n-au găsit încă niciun fel de soluție de a tranșa clar leadership-ul partidului, nu pot decât să spun, speranța moare ultima. Speranța a luat câteva buzdugane în cap. Ce mesaj am putea transmite oamenilor? Mi-e foarte greu să dau de aici, de la Berlin, sfaturi. Ești mai român decât mulți de aici și știu că simți românește, așa că de asta îți spun întrebarea asta. Lupta pentru șefia PNL este disgrațioasă. Pe de altă parte, Gabriel Basarabescu, trebuie spus că și în tabăra lui Florin Câțu putem să ne minunăm de ceea ce vedem și ce auzim. Adică un Robert Sighiartău sau mai ales un Rareș Bogdan apar cu niște discursuri suburbane, iar pentru Florin Câțu cred că e mai degrabă un punct minus să ai în echipă oameni care apar așa în public. Nu vreau să iau apărare aici nici lui Ludovic Orban, nici lui Florin Câțu, dar modul în care unii dintre cei care apar în public știu să se comporte, e mai degrabă nociv. Nu consider că este un suport pentru Florin Câțu, ceea ce ne transmite un Rareș Bogdan. Am văzut cum s-a tranșat o luptă din interiorul Uniunii Creștin-Democrate, Creștin-Sociale, aici, în Germania. Au fost atacuri la baionetă, e adevărat, baionetă politică însă, dar în momentul în care povestea a fost tranșată, toată lumea s-a supus deciziilor luate la nivelul conducerii conservatorilor. Mi-aș dori să văd același lucru și în Partidul Național Liberal din România. Într-adevăr, ai dreptate și eu observ că marea majoritate comentează și au păreri pe margine, în general în Facebook, și în momentul în care sunt la butoanele deciziei, nu știu, parcă le ia Dumnezeu vlaga, să nu spun mai mult de atât. Nu e deloc ok ce se întâmplă acum acolo. Miza este destul de mare, iar guvernare coerentă înseamnă cu totul altceva. De aceea nu pot decât să mă mir și, cum spuneam, speranța moare ultima. Sigur că merită să te implici politic, oriunde ai fi, merită să încerci să-ți pui amprenta prin vot și să sper că la un moment dat
lucrurile sunt așa cum ți le imaginezi, dar totuși rămâne un gust amar. De rostit în continuare, poate că nu, cum se spune, dă Doamne mintea cea de pe urmă. Dacă ai cui să dai mintea cea de pe urmă, dă-ne, Doamne, mintea cea de pe urmă. Cred că e un final bun. Cu drag, Robert Schwartz. Numai bine până săptămâna viitoare. Toate bune, la revedere. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Au trecut 31 de ani de la evenimentele 13-15 ianuarie 1990. Situația este cea pe care o știți, dureroasă din punctul multora de vedere. Pentru a marca acele zile, încă și încă o dată, îi avem alături pe revoluționarul care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de domnul Doru Mărieș. Seară bună, stimate domn! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Și pe avocatul Antonie Popescu, un om care face parte dintre avocații care pun și suflet și care se zbat pentru ca lucrurile, măcar la nivel moral, să înceapă să meargă mai bine, raportat evident la tragedia Revoluției din 89, la ceea ce s-a întâmplat cu mineriadele și, de ce nu, la ceea ce s-a întâmplat cu 10 august mai apoi. Domnilor, o nouă comemorare, tot comemorăm această perioadă, 13-15 iunie 1990, și nu se întâmplă nimic. Domnule Mărieș, ați avut mici victorii de parcurs, dar parcă facem un pas înainte și trei înapoi. Ca să spun așa, noi nu le percepem ca și victorii. Ca atare, noi nu de victorii avem nevoie, am avut victorii. Am fost pe sediul Comitetului Central când alții nici nu știau că a început Revoluția, sau Piața Universității 21, seara în fața gloanțelor. Alții la Timișoara, alții în Iași și așa mai departe. Suntem într-o fundătură, ca să revenim la întrebarea directă privind dosarele, în primul rând. Am ajuns într-o fundătură, în sensul că după 4 ani de cameră preliminară, altă nebunie, 4 ani, când trebuia să stea 60 de zile maxim pe cameră preliminară acest dosar, și după alți 2 ani în care s-au făcut că lucrează procurorii militari, trimițind acest dosar absolut într-un mod care a batjocorit și justiția și victimele. Eu, la timpul respectiv, l-am rugat pe Augustin Lazăr, procurorul general de atunci, știind ce s-a petrecut în dosar ca și activitate de urmărire, de cercetare, și i-am spus: domnul Lazăr, nu trimiteți, domnule, e vară, știu că aveți ambiție să-l trimiteți pe 13 iunie, nu trimiteți acum, că intră în vacanță Curtea Supremă, nu de termene. Domnule, îndreptați erorile astea care... Nu, domnul Mărieș, e bine făcut, e gata, e în regulă dosarul. În regulă, după 4 ani de zile, instanțele stabilesc toate probele anulate și dosarul returnat. Cine plătește, cine decontează pe procurori? Ei au avansat și au luat grade, că sunt procurori militari, toți, unii au ajuns colonei, alții au ajuns generali, unii au plecat deja la pensii speciale și nesimțite, peste 1500 de oameni plimbați la procese lunar, bineînțeles din buzunarul lor, la lor nu le-a decontat nimeni. Și o pleiadă de avocați care au venit în instanță mai mult să încurce. Sigur, trebuia făcută procedura, adică era nevoie de avocați din oficiu. Am să vă destăinui ceva. Încă de la început le-am spus: vă rog din sufletul meu, nu vă luați avocați. Avocații noștri care am fost la CEDO cu ei, cunosc acest dosar, vor veni, vor depune concluzii, vor face tot ce este necesar ca și bucătărie în acest dosar. Nu dați banii pe avocați. Bineînțeles, unii neîncrezători au zis: păi, ascultăm de Mărieș. Păi de ce, domnule? Băi, se întoarce dosarul, oameni buni. Acest dosar se va întoarce. Și mi-am asumat ca să spun la momentul respectiv adevărul oamenilor, deși unii săraci dintre ei m-au înjurat, m-au mai înjurat și o parte a presei care n-a înțeles. Dar mi-am asumat, am zis: domnule, decât să spun că e bine și după 3-4 ani să dovedească că dosarele se întorc și că sunt făcut prost procedural, eu nu pot să mint oamenii și să-mi bag joc de ei. Și am preferat să fiu înjurat 4 ani de zile, că acum să-mi dea dreptate, sigur, e o dreptate pe care mi-o dau și pe care o gustă și ea mar și eu, pentru deci, că eu nu vreau să am dreptate. Ajutați-ne să înțelegem, ceea ce spuneți noastră este absolut tulburător și abia aștept să văd punctul de vedere al domnului avocat. Noastră spuneți că de la pornirea dosarului, acum 4 ani, ați știut că el se va întoarce. Dinainte de a pleca dosarul în instanță, am spus lui Lazăr. Dosarul a plecat în data de 13, practic, a anunțat, a ieșit public și a anunțat. Eu i-am spus undeva la începutul lui iunie, pentru că ne întâlneam, aveam întâlniri lunare cu el. I-am spus: domnul Lazăr, nu-l trimite, domnule, da, în bătaie de joc.
Cum se poate explica așa ceva? Este o știre absolut tumefiantă cea pe care o ne-o dă domnul Mărieș. Se știa înainte de a pleca dosarul că se va întoarce. Cum? Cum e posibil așa ceva? Dosarul avea niște probleme. Acum nu vrem să vorbim prea mult despre buna sau rea credința celor care l-au instrumentat. Că nu procurorul general a lucrat direct în dosar. Procurorul general, sigur, avea obligația să verifice și să se asigure că dosarul este făcut ca la carte. Ca la carte s-au exprimat nu doar victimele, reprezentanților, domnul Mărieș sau președintele României. Întrebarea ar fi următoarea. Dacă, iată, și dumneavoastră și domnul Mărieș v-ați dat seama de acest lucru, s-a putut atrage atenția la depunerea dosarului asupra acestor hibe sau nu? Pentru că dacă s-a atras atenția și nu s-a ținut cont, e iarăși tulburător. Cum vin lucrurile? S-a atras atenția, dar procurorii militari au ținut-o pe alături. Și mai mult, li s-a dat un termen să remedieze aceste probleme. Uh-huh. Deci putem spune că instanța a privit cu îngăduință la început lucrul acesta. Însă ei nu au făcut nimic. Au venit și au spus, nu, e bine așa. Ori, probabil că se putea face în acele câteva luni, exact cum domnul Mărieș spunea, începe vacanța judecătoare, să nu trimiteți rechizitoriu acum la instanță. Faceți-l mai bine că dacă îl depuneți ori în septembrie, ori în iunie, tot aia e. Lucrați încă pe el pentru a-l corecta, pentru a-l aduce la zi, înțeleg. Exact. Marile probleme juridice fusese retranșate grație Asociației 21 decembrie și petenților, care s-au adresat CEDO, fusese retranșate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Că dosarul e imprescriptibil, că sunt crime împotriva umanității, deci încadrarea juridică cea corectă de la început, de până în anul 2000, a rezistat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Practic trebuiau bine instrumentate probele. Tot ce au găsit pe la comisii, pe la instituții, trebuia transformat în probă. Bun. Situația în momentul de față este următoarea. Ne aud o țară întreagă, sunt speranțele câtorva generații bune, sunt speranțele tinerei generații care trebuie să aibă cât de cât un sistem de valori și să spere în corectitudine și în dreptate. E o întrebare clară. Ce se poate face? Pentru că doar a ne lamenta, cred că nu e o soluție. Procurorii vor fi datori să strângă probele corespunzător, să le administreze corect. Domnul Basarabescu, sunt situații care pot fi probate de 3 sau de 30 de martori. Trebuie să le aleagă și să vadă. Și ce ne spune nouă că acum totul va decurge cum trebuie și că așa cum data trecută s-au produs hibe, n-o să se producă la infinit hibe? Din punctul meu de vedere, nu există nicio garanție că în organizarea actuală a Ministerului Public, tot prin Procuratura Militară, care este responsabilă de fragmentarea și de administrarea incorrectă a acestui dosar, cel puțin din 2015 încoace, de când l-au închis ultima dată, să zicem, în sfidarea față de hotărârile acestea CEDO, de regulă hotărârile CEDO apar în dosare închise, în dosare moarte. Aceste hotărâri apar într-un dosar care e în instrumentare, este un precedent. Nu s-au epuizat procedurile interne și Asociația 21 decembrie și celelalte victime au convins curtea că trebuie dată o hotărâre CEDO și asta e un mare avantaj pentru cel care instrumentează, pentru procuror și pentru judecător. Că ai niște lucruri deja fixate într-o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, care îți descrie care au fost drepturile încălcate, care sunt standardele de probă, ne spune toată jurisprudența pe care o studiem la școală. Înțeleg din ce îmi spuneți că dacă nu exista CEDO, în momentul de față dosarul era definitiv închis și toată lumea... Definitiv închis sub pretextul că faptele au fost prescrise. Ori aceste fapte sunt imprescriptibile pentru că ele au fost tratamente inumane, administrate într-un mod sistematic, generalizat. La nivelul întregii țări a fost o represiune sălbatică și barbară, o numește curtea. În iunie 1990 și astfel de fapte nu pot fi acoperite de curgerea timpului. Trebuie, fiind o parte importantă a istoriei noastre recente, trebuie ca Ministerul Public, instanțele de judecată după aceea, să facă dreptate victimelor. Ori nu poți vorbi de stat de drept și de reclădirea statului de drept dacă
ai la bază o perioadă infracțională decembrie 89, iunie 90. Cu cine faci dreptate? Cu cine faci stat de drept? Cu autorii unor crime abominabile? Domnule Mărieș, 31 de ani de luptă, câți mai aveți alături de dumneavoastră? Slavă Domnului, v-a dat Dumnezeu putere. Câți dintre camarazii dumneavoastră însă au cedat și au zis, doamne, nu mai am putere să lupt? Cum e? Bun, moral au cedat mulți încă din 91-92, când am început să dea certificate de revoluționar, s-au dus cu Iliescu și au rămas cu el. Nu e problema mea, eu vorbesc de Asociația 21 decembrie, noi am rămas doar 70 de oameni, 70 de bărbați și doamne, sunt suficienți, trebuie dovadă că avem rezultate. Deci Asociația 21 decembrie, pe de o parte, a oprit prescrierea, sigur, alături de maestrii noștri, că avem puțin, dar buni, prescrierea pe perioada evenimentelor din decembrie 89 și iunie 90 și pe perioada 45-89. Deci vorbim de 2 milioane de victime ale regimului comunist, vorbim de aproximativ 10.000 de răniți, reținuți și uciși în evenimentele în perioada infracțională decembrie 89-iunie 90. Această chestiune vine în sprijinul justiției. Noi am sprijinit justiția tot timpul. Aici este marea problemă. Deci noi am plecat de la inculpați în acest dosar. Sigur, eram eroi, după care am devenit inculpați, după care am fost achitați, după care am început lupta cu ei și au ajuns ei inculpați, cei care ne pusese pe noi sub urmărire acum 31 de ani. La timpul acesta eram arestați după piața universității. Acum, spunea bine domnul Popescu, domnule, tu ai încadrarea. Păi ce dosare sunt în România care au încadrarea stabilită de un por superior din punct de vedere, da, ierarhic, Curtea Europeană, cel mai înalt por juridic european, vine și spune pe masă, crimă împotriva umanității, anchetă efectivă pentru fiecare victimă în parte, tragerea răspunderea vinovaților și despăgubiri materiale și morale pentru victime. Și așa de greu de făcut, când tu ai toate probele. Păi nu-i bătaie de joc, toate probele care le-am dus către președinție și hotărârile Curții Supreme care au venit înspre opinia publică prin această retrimitere atât a dosarului 13-15 iunie cât și a dosarului Revoluției, l-a făcut și pe președinte să se întrebe, măi, ce e acolo în această secție? În această secție acum, ea este depopulată, au fugit la pensie repede, CSM-ul i-a absorbit de toate plângerile care le-a făcut. Noi nu doar vorbim, noi facem. A fost o luptă între noi și CSM și Inspecția Judiciară timp de 4 ani. Nu s-a terminat nici acum, am ajuns în instanțe. Înțeleg că ați făcut noi demersuri și cred că e important ca lumea să știe în exclusivitate și mulțumim pentru știrea asta. Care este? Avocații Asociației 21 decembrie au preparat deja primele acțiuni pentru Curtea Europeană, pentru victimele din dosarul 13-15 iunie, pentru că aici s-a ajuns la un final, returnat dosarul cu toate probele anulate. Probabil că vor continua acțiunile către Curtea Europeană. Pe de o parte. A doua chestiune am făcut-o ieri, am lăsat o scrisoare deschisă către domnul președinte Klaus Iohannis și către domnul prim-ministru, în care am ajuns să facem noi, Asociația 21 decembrie, o analiză a ce s-a întâmplat și în același timp să venim cu soluții. Faceți un serviciu special, faceți ceva domnilor care să se ocupe numai de fapte contra umanității. Avem peste 2 milioane de victime. Dumnezeu cel bun a vrut ca aceste fapte să nu se prescrie. CEDO a statuat această chestiune și e păcat ca istoria să o lăsăm mutilată. Polonezii au fost capabili și au făcut peste 22.000 de cauze. Noi avem 2, Vișinescu și Vicior, care sunt datorate tot celor care sunt colaboratori, să spun, apropiații ai Asociației 21 decembrie. Pe de o parte avocați, pe de o parte foști procurori. 2 dosare. Păi este normal pentru națiunea română la 31 de ani de la căderea comunismului tu să faci 2 dosare de comunism? Dosarul Ursu ratat de aceiași procurori. Aceiași procurori, în aceeași echipă, dosar ratat. Deci acești indivizi n-au făcut nimic în ultimii 6 ani, de când practic s-au redeschis aceste dosare, cu excepția unui singur om din parchetul general, și trebuie să-l spun, să-l numesc, Bogdan Licu, actualul prim adjunct al procurorului general, care a redeschis dosarul Revoluției în 2015, deci cu multiple decizii CEDO au închis dosarul. El a venit procuror general interimar după plecarea lui Nițu Tiberiu din funcție și a redeschis dosarul și a respectat deciziile CEDO. Acum 2 ani, când acest dosar a plecat în instanță, a plecat fără perioada 16-22 decembrie. El este doar 22-30, perioada 16-22 decembrie a fost clasată cu 2 ani. A fost redeschis de același Bogdan Licu, culmea, tot procuror general interimar, ca cu 2 ani. Înțeleg de la noastră că aveți și așteptări și dezamăgiri din partea justiției române. Bun, dar întrebarea e următoarea. La nivel declarativ,
clasa politică, la nivel de prim-ministri, la nivel de președinți de partid, la nivel de personalități în general din partide, au mesaje de susținere pentru a se clarifica totul. Să fie și în realitate dorința aceasta sau nu? Pentru că eu mă gândesc că și fără o dorință politică în această țară nu se pot mișca mult lucrurile. Obligațiile acelea sunt pur politice. Ele nu au o sancțiune pentru nerespectarea deci lor. Înțeleg că votăm degeaba. Oamenii de onoare ar trebui să-și respecte cuvântul dat și promisiunile făcute. Domnule Mărieș, cum vedeți lucrurile din punctul ăsta de vedere? Pentru că, sigur, înțeleg supărările, durerile raportate la justiție, dar și pe noastră vă întreb, clasa politică nu are nicio datorie morală în rezolvarea acestor lucruri? Aceste dosare sunt dosare politice. Dosarul Ursu, dosarul Brașov 87, dosarul Revoluției, dosarul 13-15 iunie, dosarul Colectiv, dosarul 10 august, toate sunt dosare politice. Problema este următoarea, că acest tip de faptă care a dus la încadrarea lor la crimă împotriva umanității a fost făcută cu armă, a fost făcută cu bâta, a fost făcută cătușa, a fost făcută cu pumnul. În momentul în care politicianul iese la tribună și spune... În mandatul meu se va afla adevărul despre Revoluție. El e sincer. Din păcate, în momentul în care ajunge în funcție, de aici începe influența. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus așa, observând materialul de urmărire penală în urma grevei foamei făcute de domnul Mărieș, dosarul a fost transportat, știți, la Strasburg, a fost copiat și pentru asociație, s-a transparentizat întrucâtva și... Asta a ajuns și în codul de procedură. Domnul Mărieș a modificat și codul de procedură penală, care nu-ți permitea decât la sfârșit să vezi materialul de urmărire penală, până atunci stând în sertarul unui procuror și neștiind ce se află acolo sau ce a strâns. Și acum, cum e? Acum, de când începe urmărirea penală, părțile au acces la dosar. Asta e efectul deciziei hotărârii lor Mărieș, Asociația 21 decembrie. Putem spera că acum, la reluarea dosarului, veți putea urmări pentru a nu ne trezi peste încă 4 ani că ne întoarcem înapoi de unde am plecat? Da, dar nu pot lucra părțile vătămate în locul procurorilor. Aici e problema. Dar dacă dumneavoastră, ca avocat, constatați deja niște alunecări, nu puteți trage semnale de alarmă peste 3 luni, peste 6 luni? De fiecare dată s-au tras semnale de alarmă, s-au făcut inclusiv plângeri la inspecția judiciară, dar vă spuneam că pentru dosarele decembrie, inspecția judiciară e ca și când n-ar fi existat. Vreți să trag eu un semnal de alarmă acum aici la dumneavoastră? Pentru că l-am făcut-o și o fac de vreo 6 luni de zile. Am format o platformă, participăm și noi la reașezarea societății civile, o platformă Eurocivica, am lansat-o săptămâna trecută și unul dintre puncte este desecretizarea Arhivei Partidului Comunist. Cred că merităm la 31 de ani să știm ce au făcut tovarășii de la Ștefan Gheorghiu, să știm ce au făcut acei sovietici care au venit și ne-au ocupat și ne-au omorât toată floarea intelectualității. Corect. Trebuie să știm. Dar mi-e teamă că în momentul de față sunt nepoților cei care ne cam pun piedică. Copiii și nepoții, este adevărat. Ce speranțe aveți, domnule avocat? Pentru că situația nu e deloc roză. Speranța instrumentării corecte și cu celeritate a acestor dosare este în desemnarea unor procurori tineri, nevirusați de apartenența sau de trecutul lor, fie prin familie, fie prin profesiunea anterioară. Și, în cadrul Ministerului Public, constituirea unei secții de investigare a acestor crime ale comunismului. Când și cum s-ar putea face? În ce termene? Asociația 21 decembrie, în urmă cu 2 ani, a depus un proiect de ordonanță de urgență. El, din păcate, nu a fost promovat încât să devină lege. Actualul ministru al Justiției pretinde că va putea face o astfel de organizare încât dosarele să fie instrumentate corect și nu încet. Ce termen ați avea ca așteptare concretă? Date fiind aceste hotărâri ale înaltei curți de casație și justiție, plus cele 200 de hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, tot atâtea cazuri, aceasta este o situație urgentă, excepțională, care impune ca guvernul să promoveze această ordonanță de urgență și să înființeze o astfel de secție. Un termen pe care l-ați vedea realist până în finalul anului? 6 luni. Sunt suficiente. Este foarte important. Cine lasă justiția să lucreze? Cine nu-i dă instrucțiuni? Curtea Europeană a Drepturilor Omului observă că, cu excepția perioadelor 1998-2000, 2005-2007, dosarele nu au progresat. Deci, în perioada 98-2000, 2005-2007, exact când justiția a fost eliberată din strânsoare,
au putut progresa. Acelea sunt singurele instrumentări corecte și strângeri de probe care au rezistat și în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Prin urmare, este foarte important cine dă tonul. Lăsați justiția să funcționeze. Vedeți cât de modest suntem. În Polonia există un institut care se ocupă de ani de zile și, repet, avea la ultima statistică pe care o știu eu peste 22.000 de cauze rezolvate. Și noi venim și zicem, domnul procuror general, domnul președinte, faceți, domnule, măcar un serviciu, domnule, un serviciu, un cadru secției parchetelor militare, vă rugăm frumos, faceți-l, domnule, nu mai încălcați legea și deciziile CEDO. Da satisfacție victimelor, așa cum vă cere Curtea Europeană. Deci noi am ajuns să ne rugăm, eu nu mă rog, chiar nu mă duc la modul ăsta. Dar cam așa se pare, că ne rugăm de ei să respecte legea. Dar din punctul meu de vedere, așa cum văd eu că se mișcă structura militară, politică în această vară, nu cred că se întâmplă nimic. Asta ca să anticipez din nou. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne întâlnim, să mai tragem un semnal de alarmă? Și... Doar am anticipat. Da, doar am înțeleg, anticipat din nou. Înțeleg, și o să înțeleg, vă spun în septembrie dacă am reușit să urdim ceva sau nu. Ne reîntâlnim în septembrie, domnilor, și măcar la 3 luni o să tot revenim pentru a marca, dacă se poate, rezultate bune, dacă nu, măcar să tragem semnale de alarmă. Aș aprecia foarte tare, pentru că ar fi un sprijin extraordinar din partea dumneavoastră, gestul. Dacă odată la 3 luni măcar putem să facem, hai să spunem, în ghilimele, o raportare a ceea ce s-a întâmplat, ar fi excepțional. Și vă mulțumesc. Nu ar fi, va fi, în ceea ce mă privește, atât cât se poate și n-are de ce să nu se poată, o vom face. Spunem, Doamne ajută, Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au murit atunci. Cred că ne obligă exact sacrificiul lor să facem lucrul ăsta. Mergem înainte. Tot respectul și numai bine. Vă mulțumim și noi pentru interesul pe care dumneavoastră l-a acordat acestor evenimente și dosare. Mulțumim foarte mult! Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Revenim alături de mai vechii noștri prieteni din Marea Britanie. Ne onorează lucrul ăsta. Îi salut cu drag, în primul rând, pe domnul doctor pneumolog Tudor Toma. Seară bună, domnule doctor! Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și în al doilea rând, dar nu cu mai puțină plăcere, pe cercetătorul Ștefan Dascălu, precum bine știți, domnia sa este cercetător la Oxford. Seară bună! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnilor, așa cum ne-am propus de acum câteva luni, e bine să revenim pentru a clarifica lucrurile. S-au spus și se vor spune multe năzbâtii, ca să nu spun fake news-uri, pentru că poate nu întotdeauna e rea credință, poate că totodată este și o proastă înțelegere a lucrurilor. În ultima vreme ni se spune că această tulpină, în cel mult o săptămână, două săptămâni, va acoperi tot globul. Spitalele vor fi sufocate, se creează panică cu astfel de știri. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți, că pericolul a trecut, dar de la atenție până la panică este o lungă, foarte lungă distanță. Lucrurile trebuie privite cu calm și reacțiile trebuie bazate pe informații corecte. Așa că încă o dată apelez la dumneavoastră, ce știri aveți din Marea Britanie, unul din principalele locuri în legătură directă cu India. Am să las pe Tudor să descrie partea cu spitalele, pentru că până la urmă el are de-a face în mod direct cu lucrurile acestea, dar față de răspândirea noii tulpini și de infecțiozitatea acesteia, știm deja faptul că această nouă tulpină indiană, varianta Delta, cum este numită acum, este cu până la 60% mai infecțioasă. Asta înseamnă că există o rată mult mai mare de transmisie și o posibilitate mai mare ca o persoană neimunizată, fie prin infecție naturală, fie prin vaccinare, să dobândească infecția. Bun, referitor la cât de răspândită este această nouă tulpină, în Marea Britanie este tulpina dominantă în momentul de față și cele mai multe cazuri înregistrate acum sunt cu această nouă tulpină. E important totuși de precizat un lucru, că în Marea Britanie se secvențiază, da, deci se detectează capacitatea de detectare a acestor noi tulpini, în Marea Britanie este cam cea mai bună din întreaga lume. Tind să cred, și nu sunt singurul, că această nouă tulpină deja este foarte răspândită pe planetă. Este un fenomen natural cel al mutațiilor. Deocamdată vedem că și această nouă tulpină răspunde la vaccinuri, chiar dacă unele studii au arătat că răspunsul de anticorpi nu este atât de bun,
dar el rămâne suficient de bun și dovezile clinice, și am să las pe Tudor să continue aspectul clinic, și anume infecțiile și spitalizările care au loc în cadrul oamenilor vaccinați, sunt foarte, foarte mici. Deci, practic, vaccinurile în continuare reprezintă un scut foarte, foarte bun pentru noi împotriva infecției. Domnule doctor Toma, în ultima noastră întâlnire ne spuneați în deschidere, cu bucurie evident, că în preziua interviului nu ați mai avut niciun caz în spitalul dumneavoastră. Care este situația în momentul de față? Pentru că din ceea ce ni se spune aici, și eu nu vreau să speriem lumea aiurea, aveți din nou un tsunami? Stau oamenii pe sală și nu mai încap în spitale sau nu? În niciun caz nu este un tsunami. Nu se compară sub nicio formă situația care este acum cu situația care era în ianuarie-februarie. Noi și astăzi avem în continuare 4 pacienți internați în salonul de medicală, iar în terapie intensivă este un pacient sau erau unul sau doi pacienți, deci un număr cu adevărat diferit față de ce am avut în ianuarie, când toată terapia intensivă erau 30 de pacienți internați numai la noi în terapie intensivă, iar toată medicala, 100-150 de pacienți erau internați în spital. Și cred că aici este important de a face o deosebire între ce arată laboratorul și ce arată linia frontului, ca să spunem așa. Pentru că, într-adevăr, există transmitere mai rapidă pentru tulpina indiană, dar datorită faptului că sunt foarte mulți care sunt deja vaccinați în Marea Britanie și datorită faptului că sunt și mulți alții care au făcut o formă de boală și în special datorită faptului că vaccinarea s-a făcut cu precădere asupra persoanelor la risc, ca celor în vârstă, internările care le avem acum sunt cu adevărat nesemnificative, iar tulpini mai transmisibile cred că vor apare în continuare. Deci întrebarea este unde ne oprim, cu cât de rapid se transmite, cu încă 60%, cu încă 40%, dar ce este important de subliniat este că atâta timp cât persoana este vaccinată, riscul de a face o formă severă de boală, sau cel puțin noi nu vedem forme severe de boală la persoanele care au fost vaccinate cu ambele doze pentru ceea ce se face în Marea Britanie. A mai apărut un zvon la fel de periculos, domnilor, zvon conform căruia vaccinul sau vaccinurile actuale nu ar dura mai mult de 3 luni. Cât de adevărată sau cât de falsă este o astfel de știre? Vă rog să ne spuneți. Datele actuale și date riguroase analizate științific arată faptul că imunitatea infecțioasă este suficient de bună, iar cea vaccinală este chiar mult, mult mai bună. Deci deja vorbim de o imunitate care durează chiar mai mult decât a fost vehiculată înainte de acele 8 luni de imunitate post-vaccinală. Și principiile imunologiei și vaccinologiei ne arată că acest răspuns imunitar dobândit, acea memorie imunitară, este capabilă să dureze chiar ani, dacă nu chiar zeci de ani de zile. Dar în ce formă? Aici este important. Rămâne o populație de celule reactive la virusul în cauză, dar este din ce în ce mai mică, să spunem. Este una din posibilități. Ori tocmai din acest motiv sunt, de exemplu, recomandate 2 doze pentru a asigura o eficacitate mai mare a răspunsului imunitar și implicit o memorie mai bună care va dura mai mult timp. La momentul de față se fac studii, după cum probabil știm, că o a treia doză ar fi necesară poate la un anumit interval de timp, tocmai pentru a menține acel răspuns imunitar de memorie. Totuși, revenind la ce vreau să zic, acea memorie imunitară, fie ea slăbită de trecerea timpului, tot reprezintă o linie de apărare pe care pacientul nu ar fi avut-o altfel dacă nu ar fi primit vaccinul sau dacă nu s-ar fi infectat. Ori acea primă linie de apărare poate face adesea diferența între o formă severă sau chiar între viață și moarte. Și din acest motiv, chiar și față de noile tulpini, chiar și față de tulpini care nu vor răspunde atât de bine la vaccinurile de pe piață, această formă de cross-reactivitate, da, de reactivitatea unui vaccin împotriva unei tulpini specifice și infecția cu o tulpină înrudită, tocmai pentru că ele sunt înrudite,
va exista această linie de apărare care eu sunt convins că va ajuta extrem de mult tocmai în prevenția acelor cazuri severe. Ieri a apărut un articol în Nature care spune clar că imunitatea durează cel puțin 12 luni, iar vaccinare duce la creșterea atât a nivelului de anticorp cât și a eficienței acestora. Asta este o dată. Iar un alt lucru pe care și Ștefan ar putea să-l comenteze, așa cum virusul încearcă prin mutații să-și schimbe configurația proteinei spike, în același timp și celulele imune nu produc o singură formă absolut identică de anticorp. Deci există variabilitate antigenică și există și variabilitate a anticorpurilor, care în final duce la reducerea riscului de infecție gravă. Ideea de bază, domnilor, este clar, trebuie continuată vaccinarea, nu trebuie picat în astfel de zvonuri, degeaba vă vaccinați. E clar cât de important e să fim vaccinați, dar apar o altă întrebare. O să stăm întotdeauna în clădiri, cel puțin, cu mască? Eu personal nu cred că va rămâne această situație foarte mult timp. Nu zic că n-ar fi bună și nu mă refer numai la infecțiile cu coronavirus. Adică avem atâtea infecții respiratorii până la urmă care au același mod de transmitere și purtatul unei măști, dar ar împiedica, cel puțin ar îngreuna această transmitere. Motivul pentru care de altfel o și purtăm acum pentru a încetini răspândirea cu coronavirus. Dar pe viitor, odată ce populația de pe această planetă se va adapta la infecția cu SARS-CoV-2. În momentul respectiv deja nu se va mai pune problema de aceste cazuri extrem de severe în număr foarte mare și, desigur, restricțiile în sine vor scădea în amplitudine și severitate pe parcurs. Cum de altfel observăm și acum, odată cu scăderea numărului de cazuri și numărului de spitalizări, atenție, acesta este cel mai important, pentru că avem infecții pe care le avem cu toții și care nu ne cauzează simptomatologie severă și față de acestea nu suntem extrem de preocupați. În schimb, o boală care cauzează, da, un procentaj foarte mare din infectați să ajungă spitalizați, să ajungă la terapie intensivă sau chiar să moară, reprezintă, desigur, o problemă de interes major. Domnule doctor, rămân sechiele pe viață, pentru că și asta este o altă sperietură a oamenilor, poate în niște luni or să treacă sau rămâi cu ele pe viață? Ce ați constatat noastră? Marea majoritate a pacienților care au avut chiar forme grave de boală și-au revenit complet. Și asta este important și este interesant în același timp, pentru că la început, văzând pe computer tomograf sau pe radiografii plămâni aproape albi, complet afectați, mulți dintre aceștia și-au revenit fără să aibă sechele din punct de vedere respirator. Din păcate, rămâne un grup foarte restrâns de pacienți care au în continuare manifestări clinice, care au așa numitele cicatrici pe plămâni, din cauza cărora sunt mai expuși în continuare la infecții și au și o limitare a resursei pulmonare. Asta numai din punct de vedere pulmonar. Pe urmă, mai sunt pacienți care au diverse alte manifestări care sunt acum grupate în așa numitul COVID lung. Motive în plus pentru a ne vaccina, pentru a nu intra în panică. O să apelăm și în viitor la bunăvoința noastră, pentru că e foarte util să aflăm lucruri concrete și să putem da la o parte, iată, o știre că spitalele în 2 săptămâni vor fi sufocate. Sperăm din suflet să nu fie așa, ne-ați spus că sunt șanse mari să nu se întâmple. Iată că vaccinul dispare în 3 luni, înțelegem că nici nu se pune problema de așa ceva. E foarte important o astfel de întâlnire și vă mulțumim tare mult! Mulțumim și noi. Mulțumim și noi. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Ajungem, doamnelor și domnilor, la momentul în care Tudor Petruț, proaspăt întors în România, nu a venit singur, ne-a făcut o bucurie pentru că există și un invitat al lui Tudor Petruț, o personalitate a televiziunii române, și îl salut cu drag pe Cornel Mihalache. Seară bună! Din orașul Popeșle Ordei. Aha! Orange County, America, și eu vin din Popeșle Ordei. Tudor, în acest context, iată, ai Radio România, ai TVR-ul și Hollywood-ul este la picioarele tale. Cum vezi lucrurile?
Vreau să spun că am găsit Bucureștiul așa cum l-am lăsat, micul Paris. Lucrurile nu s-au schimbat decât în bine, după părerea mea, nefiind aici de 2 ani de zile. Și n-am apucat să merg în vizită la Cornell, la Orange County de București, unde stă toată lumea bună în Popeștile Ordeni. Dar sunt convins că și acolo lucrurile merg bine și că blocurile se construiesc în continuare, pentru că am văzut într-adevăr foarte multe construcții în București. Pentru mine înseamnă că mergem înainte. Și nu crezi că suntem așa ca la micul Paris, pătind cu grevei gunoierilor? Din fericire, eu încerc să mă uit la fotbal și nu la știri. Ai dreptate, din nefericire am trecut pe câteva străduțe în minunatul sector 1, sectorul în care m-am născut și care normal ar trebui să fie, nu e așa, cel mai frumos, cel mai curat sector al Bucureștiului, mai ales în zilele astea când vin foarte, foarte mulți microbiști la meciurile internaționale care se joacă aici la București în premieră absolută mondială și internațională și așa mai departe. Of, dacă asta sunt efectele, poate că ar fi bine să ne ducem și la cauze, domnilor, ce aici aș apela la domnul Mihalache, pentru că știu că se zbate de ani de zile și nu pot decât să salut lucrul ăsta, să arate istoria noastră comunistă, să ne ajute să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile așa și nu știu cât impact ar putea să aibă fără niște promuri munca domniei sale, dar e bine totuși măcar acum aici la Radio România să le spunem celor ce ne aud unde și ce pot vedea pentru a înțelege mai bine rădăcinile răului. Păi eu pot să stau liniștit pe post și fără promouri, pentru că lumea se uită și fără promouri. Da. Primul lucru pe care l-am făcut au fost două episoade din Secerătorul Ciocan al Minciunii, ăsta e titlul foarte bun al meu, data acestui proiect în care sunt eu cu Răzvan Butaru, așa cum am făcut în ultimii 2 ani Decembrie Roșu, 1989, vreo 19 episoade. Acum avem vreo 11. Primele două au fost sâmbătă pe 8 mai și au ajuns la un rating la ora 11 de 1,7. Eurovisionul de peste 10 zile a avut 0,8 la ora aia. Microbiz de România 061. Deci sunt ok. Și fără, deci lumea vrea, e nevoie, asta e important. Lumea vrea și e nevoie, una. La 89 e nevoie să știu odată ce a fost și la Partidul Comunist la 100 de ani ar trebui să le aducă cineva aminte ce a fost, cum a fost, cum a fost. Că s-a tot rescris povestea asta ca actul de la 23 august, știi? Insurecție armată, revoluție multilateral, cum era? Că a avut vreo 7 povestea asta, cum venea cineva, schimba. Așa că trebuie să știm ce a fost. Și, într-adevăr, cred că a fost o mare minciună. Totuși s-a bazat pe minciună și pe crimă, evident. Dacă ar putea partidele astea de azi să folosească ce știa Pantiușa și ce făcea Pantiușa, Nicolski și alții, ar fi foarte fericit. Eu aș zice să nu vorbim la trecut, domnilor, pentru că strănepoții lor sunt cam în funcție acum și mi-e teamă că îi ajută pe alții, Doamne ferește, să ajungă la putere și cam știu bine treaba. Cred că în egală măsură e foarte important să existe totuși o documentare și mai ales o documentare vizuală, pentru că și am vorbit asta cu Cornel, de exemplu, băieții mei care sunt născuți în America, dar vorbesc românești, au văzut câteva secvențe din episoade, eu povestindu-le despre viața politică din România înainte de evoluție, despre revoluție la care și Cornel și cu mine am trecut și noi pe acolo. Și este foarte important că, de exemplu, prin această muncă documentară, iată că o nouă generație înțelege despre ce vorbim noi, pentru că așa din poveste foarte ușor să zici, știi, ăștia vorbesc de asta edulcorate din tinerețea lor. Iar acum există o dovadă și sunt foarte mulți prieteni de-ai mei români care au vrut să vadă lucruri de care și aduceau aminte vag pentru că erau foarte tineri la vremea respectivă. Deci, eu cred că în context istoric munca lui Cornel este extrem de interesantă pentru că rămâne acolo undeva, cum să spun, o dovadă vizuală a anumitor lucruri care, iată, le dezbatem încă și astăzi. Gândește-te că cei până în 40 de ani, care aveau 10 ani în 89, nu știu aproape nimic despre ce a fost decât din ce li se oferă, în sensul ăsta, că sunt institute ale revoluției care le oferă adevăruri fundamentale,
vorba domnului Iliescu, ce mai căutăm acum să aducem morții? Hai să ne uităm înainte, nu înapoi. Adică, la ce mai folosește acum să ne plângem morții? Asta era. A picat extraordinar subiectul, domnilor. Amândoi sunteți legați de film, sunteți nu regizor, să nu uităm că și maestrul Petruț este regizor la bază. Scuze-mă, iartă, pot să spun ceva vis-a-vis de legătura dintre noi, pentru că e așa un pic de poveste, un pic de, hai să zicem, istorie. Deci, Cornel și cu mine ne cunoaștem de pe vremea liceului, când la vremea respectivă, cred că eram singurii doi nebuni liceieni care am spus, domne, uite ce se întâmplă, noi vrem să ne facem regizor de teatru. Uite că până la urmă am reușit amândoi să intrăm la IATC. Amândoi am ajuns regizor de teatru. Cornel este un extraordinar documentarist și este premiat internațional ca regizor de documentare și ca teleastru, iar eu sunt recunoscut ca actor. Iată cum visul nostru de a ajunge regizor de teatru s-a împlinit. Nevoia pe care o aveți și voi și nu pot decât să o salut, sunt absolut de acord cu ea și eu, de a aduce tinerei generații adevărul, este foarte mare. Și aici am o întrebare și sunt curios cum vedeți lucrurile. Avem canale de televiziune în momentul de față care reiau constant o cantitate imens, am putea spune aproape toate producțiile de film dinainte de 89. Lucru absolut excepțional. Dar știm foarte bine că multe dintre aceste filme, pe lângă nu o anumită latură artistică indiscutabilă de calitate, conțin foarte multă propagandă și inexactități istorice. Și am să vă dau doar un exemplu discutat ieri cu colonelul Florin Șperlea, plecând de la, mă rog, ironia sorții. Nu știu dacă știați, dar acum câteva zile ambasada Rusiei, marcând ziua Rusiei, a făcut un concurs de eseuri și premiul pentru acel concurs de eseuri era un ceas. Și râdea toată lumea și spunea, dole, măcar au încercat să ne aducă înapoi un ceas din cele care au fost luate din România. Mă rog, o ironie foarte simpatică. Și în urma acestei, mă rog, idei, Florin spunea, da, să nu-l uităm, Dumnezeu să-l odihnească pe Constantin Tănase, se spune că ar fi murit în urma celebrului coplet cu Davai ceasul. E, acum vin la întrebarea mea. Filmul pe care toate generațiile tinere îl văd, calitate artistică indiscutabilă, rolul lui Caragiu excepțional în Actorul și sălbaticii, din punct de vedere istoric, este o manipulare ordinară. Constantin Tănase a murit în perioada comunistă și nu în perioada regimului de dictatură antonesciană. N-a murit omul atunci. Cum am putea să refacem aceste legături istorice, domnule Mihalache? Mă gândeam și întrebarea, propunerea, pentru că încerc și o propunere, e următoarea. Așa cum la Leni Riefenstahl, în momentul în care este difuzat un astfel de film, apare la început un anunț care spune, din punct de vedere artistic, filmul are calitate, dar din punct de vedere istoric conține grave inexactități de propagandă, nu credeți că ar fi necesar la zecile de filme difuzate și la noi, la contactul pe care tânăra generație îl are cu istoria prin aceste lucruri, să nu facem scurt circuite mentale? Cum ați vedea ieșirea din impas? Zic tu, Tudor, întâi. Da, trăim într-o epocă, în egală măsură și în Statele Unite, ca și în Europa, cu niște constrângeri ideologice, nu e cazul să intrăm în amănunte. Acum, iartă-mă, maestre Tudor Petruț, nu aș face o comparație între propaganda comunistă și toate relele chiar actuale din America. E o mare diferență, tot. Ca să fiu sincer cu voi, americanii încă nu sunt la fel de buni, dar sunt pe cale să devină extraordinar de buni propagandiști. Așa. Și în situația de față, așa cum ai spus tu, un disclaimer la începutul filmului, pentru ca să înțeleagă lumea că tu ești pentru valoarea lui artistică și nu pentru subtextul ideologic, ar fi foarte, foarte bine, pentru că să recunoaștem că totuși Cornel și cu mine și cu tine am trăit acea efervescență cinematografică în care se făceau 30 și ceva de filme pe an într-o țară socialistă din estul Europei, care era extraordinar de mult și era la fel, indiferent de calitățile filmelor, faptul că asta angrena o sumă întreagă de regizori, de actori, de scenografie. Asta era partea bună, sigur, sigur. Toată efervescența de la Buftea, care era unul dintre cele mai interesante studiouri la vremea respectivă. Tudor, pentru că Ceaușescu, ca și Lenin, știa foarte bine că cinematografia este cea mai importantă artă. Da? Pentru și că propaganda ea făcută prin aceste forme e puternică, corect? Toată lumea știe că Mihai Viteazu e ăla cu chipul lui Amza Pelea și cu vocea unchiului tău. Da?
Absolut, da. Nu în cartea de istorie, nu în ce spune domnul Boia sau altcineva sau așa, sau cercetător care spun istorie. Stați, domne, că n-avea el interesul să unească trei țări române decât mercantil, adică banul Craiovei avea nevoie de trei averi la un loc. Bun, foarte bine. Dacă s-au unit totuși pentru un an de zile aceste trei țări sub un om român, ăsta e un lucru care a dat foarte bine mai încolo, când Cuza a făcut ce a făcut. Da, avem filmele lui Nicolaescu în care vedem că nu comuniștii erau deștepți, simpatici și cei care erau de la nu-siguranță și îi urmăreau se împiedicau, cădeau, erau îngălați. E o malversațiune îngrozitoare, nu? Luăm istoria și o facem așa, o dăm peste cap și ajungem la alte concluzii. Lucrurile astea se transmit la televizor. Eu am o problemă cu un film al domnului Nicolaescu în care vorbește de 26 noiembrie, Jilava, când legionarii au venit și au omorât 61 de demnitari regali, i-au împușcat și i-au tăiat cu topoarele și au ajuns la celula 19, unde începeau comuniști. Domnul Nicolaescu mi-a spus, păi și cum vrei să-i scot, domnule, de acolo? A zis că au evadat și că armata i-a ajutat să evadeze pe comuniști, Pârvu și încă unul. În celula aia erau 16 comuniști. Ceaușescu, Chivu Stoica, Constantin Godeanu, Vasile Tudose, Marin Mihalache, adică tata. Erau 16 oameni acolo. Eu m-am certat cu tata 7 ani și cred că l-am băgat în mormânt mai devreme decât trebuia, pentru că tot timpul după aia, după 89, l-am întrebat, dar de ce s-au oprit ei acolo legionarii mei? Că eu am învățat la școală că erau principalii voștri dușmani. Și, păi nu, că n-au vrut să... Soldatul nu i-a lăsat că n-avea parolă. Hai mă, tata, vine mitralier, omoară 60 de oameni și se opresc acolo. Păi spun eu de ce. Pentru că erați împreună, domne, era pactul Ribbentrop-Molotov, Hitler, Stalin. Legionarii, copiii de suflet ai lui Hitler și comuniștii, 2 ani din 39 până în 41 la război, ați fost împreună. Și în Franța era la fel, comuniștii francezi Hitler, erau, sigur. Adică era un pact de neagresiune, nu că erau... Da, frați, da, sigur. Nu, dar era un pact de neagresiune, de-aia nu vă omor. M-am jurat și a ieșit pactul Ribbentrop-Molotov în presă cu secretele lui. L-am pus pe masă, s-a închis în birou o oră, a ieșit cu ochii în lacrimi, m-am jurat și a spus, ai avut dreptate. Bun. E, la Nicolaescu, armata îi ajută pe comuniști să evadeze din Jilav. O prostie. Adică nu e o prostie. Dacă era într-un film de ficțiune, era foarte bine, dar el are la începutul filmului o pagină de istorie. Aici care e problema, corect. Cum e ea. Și atunci te duci mai departe în toate filmele nemuritorii și lucruri frumoase, bune. Da. Da, un tânăr care îl vede pe comunist că, așa cum am spus, este deștept, simpatic, corect, nu vine și spune, dom'le, dar ce ați avut? De ce n-a fost bine perioada comunistă? Nu se creează un scurt circuit în mintea acestor tineri care sunt practic intoxicați? Am văzut zilele trecute zile fierbinți. Așa. În care Sergiu Nicolaescu, actorul, este directorul șantierului naval. Și în curtea aia în care el se plimbă și așa, la un moment dat trec doi cu un panou, trăiască și ies din cadru. Peste încă 2 minute mai eu, alții cu alt panou, partidul, înțelegi? Propagandă foarte fină și foarte frumoasă, vorba lui. Unde vezi comuniști în filmele mele, domnule, zice Nicolaescu, într-un scandal la noi la TVR, pe vremuri, am făcut o emisiune. Într-adevăr, filmele cred că ar trebui, mai ales astea, a fost ieri aproape de soare, Florin Piersic, iată, la 9 ani jumate. Exact. Senzațional arătat. Și Silviu Stănculescu. Și aproape de soare, anul 62, ceva așa, 64. Ar trebui să aibă în față, poate, exact, o vorbă, un minut. O atenționare, minimală. Care să spună, domnule, nu luați chiar de bună, tot pentru că nu e chiar de bună. Dar eu vreau și să-l întreb acum, cât la sută dintre filmele americane, Tudor, au în primele 3 minute un drapel american? Mă bucur că ai deschis discuția, pentru că să nu uităm că în epoca de aur a cinematografiei americane, în anii 40-50 și chiar mai mult, acest element de edulcorare a istoriei a fost absolut prevalent. Și să ne gândim la un singur lucru: celebrele
westerns, cu cowboys, cu cucerirea vestului sălbatic, în care toată problema a fost tratată într-un anume fel timp de foarte, foarte mulți ani. Acum, din ce înțeleg eu, este că noua propagandă americană a găsit o soluție foarte simplă pentru a nu mai pune acel anunț la început, pentru a nu mai folosi acel disclaimer, să facă un lucru mult mai simplu și mai eficient. Să le anuleze, să le cenzureze, să nu le mai prezinte. Bine, să asta nu mai ar fi partea cea mai exagerată, dar tocmai o cale de mijloc care cred că ar putea fi obținută cu astfel de anunțuri, nu? N-ai fi și tu de părerea asta sau cum vezi lucrurile? Fac parte din istoria cinematografiei, au un anume farmec extraordinar despre totuși despre niște oameni care au venit de undeva de departe, au trecut un ocean și au avut extraordinară forță de a crea în 200 de ani cea mai avansată societate din lume, care este la fel parte din istorie. Acum, cu bun, cu rău, trebuie să le împărțim și, așa cum spuneți și voi, de undeva trebuie să vină și, cum să spun, ideea că sunt istorice sau sunt ficțiune. Și acum, ca să fiu sincer, ține și de cultură generală. Da. Uite o soluție. Așa. Ar trebui, într-adevăr, în școală să existe un curs opțional sau nu de cultură cinematografică, care să așeze pe ani cinematografiile, care e mai bun, care a crescut, care s-a dus și despre ce vorbesc ele. Chiar plecând de la Lenin, deci din 1917, care spune clar, cinematografia pentru noi este cea mai importantă artă, pentru că ea face propagandă direct. Tot e propagandă. Da? Eu când îi duc dori iubitei mele, fac un tip de propagandă, că eu sunt un tip galant care mă laud pe mine, mă parfumez, tot propagandă e, ca să o cuceresc. Ce mi-e că pun asta lângă nemții care îmblacă uniforme poloneze la 1 septembrie, nu? Domnilor, ne aflăm la o zi de la momentul comemorării zilelor de 13-15 iunie. Iată, această înregistrare intră miercuri spre joi. TVR-ul, din păcate, și noi cei de la radio nu spun nu, am avut niște, mă rog, participări nu întotdeauna foarte onorante în timpul mineriadelor. Cum vedeți la atâția ani marcarea acestor zile? Domnule Mihalache, mai ales noi am simțit cel mai bine fiind în radio și în televiziune acea perioadă, cel puțin dureroasă. Eu eram la Sahia. Eu din 83 până 97 am fost la Sahia. Dar știu despre ce e vorba în sensul ăsta și am făcut la televiziunea română, acum un an de zile, două episoade care se cheamă Albă ca zăpada și cele 7 mineriade, considerând mineriada 0, 21 decembrie dimineață, când Ceaușescu a trimis 22.000 de luptători cu bâte din județele Volt, Vâlcea, Tolj, ca să-i bată pe huliganii de la Timișoara. Ăștia s-au dus cu trenuri, au ajuns acolo, au fost primiți bine, cu pâine caldă și cu lapte și cu așa, de către timișoreni. Puțin s-au dus în oraș și au devenit huligani ca ceilalți. Și Ion Coman îl sună pe Ceaușescu în dimineața lui 21, că era meeting-ul, da? Să-i spună, domnule, sunt 22.000 de bărbați în trenuri care, să mă iertați, vor să facă caca și pipi. N-au unde. Ce facem? Devine o problemă, nu? Nu e vorba de mâncare sau apă, sau e vorba de nevoile fiziologice. Și Ceaușescu îi trimite înapoi, de-aia meeting-ul începe târziu, la 12, el aștepta rezultatul de la Timișoara, ca să știe cum face și ce se întâmplă. Eu, Albă ca zăpada și cele 7 mineriade, aveam titlul în cap de foarte mult timp și am ajuns să-l fac și am ajuns în Vulcan, cred, unde în părculețul copiilor e o albă ca zăpada de ciment pictată și cu 7 pitici cu ochii scoși și pictați urât și loviți de geruri și săraci de ei. Stă acolo în părculețul copiilor. Mi-am filmat titlul și a fost absolut extraordinar și am luat mineriadele la rând, le-am strâns într-un film de 100 de minute. Colegul nostru, Cristian Mungiu, văzând la televizor o secvență în care Gelu Voican, la comemorarea celor de la Otopeni, este înjurat practic și făcut criminal de o rudă a
celor care au murit acolo. Și a plăcut povestea asta și m-a invitat în Le Film de Cannes să prezint filmul alături de Andrei Cujică, cu marele lui film Videogramele. Și eu mi-am făcut treaba pe 89 și pentru televiziunea română în sensul ăsta. Din fericire, au ieșit la pensie toți cei care aveau legătură cu evenimentele din decembrie, din 13, 15, 90, da. Tudor, tu unde erai, cum ai petrecut acea perioadă și cât de mult te-a influențat în bine sau în rău televiziunea română? Locul în care priveam, nu, de acolo sorbeam adevărul sau minciuna? Da, cred că printr-o serie de mici amănunte o să ne înțelegem exact ce mi s-a întâmplat mie la acea mineriadă, pentru că aveam barbă și eram intelectual. Partea cu intelectualul artist m-a salvat, pentru că veneam... Liceenii, domne, fii serios. Da, bine. Cornel își aduce aminte istoria. Veneam de la repetiție de la fostul teatru Cassandra, studioul IATC, unde toți ne dădeam examenul de absolvență și ne-au înconjurat minerii, bă, la cu barbă, patru gealați într-o mașină și așa mai departe. Am dat geamul jos și am zis cu ce vă pot ajuta, la care un miner din spate zice, lasă-l bă pe că la el a dă în film. Și el ne-a făcut semn cu mâna să trecem, ne-am trecut mai departe, am ajuns acasă, la care mama în fiecare dimineață spunea, dă-ți barba jos, dă-ți barba jos că te bate ăștia. Cam asta a fost ce noroc filmul a fost Liceenii, pentru că tot din cauza filmului l-au bătut de la rupt pe Dragoș Pâslaru și au zis, legionarul ăsta nenorocit, să-l prindem și să-l anihilăm, nu? Tovarășii minerii. Deci vezi până și în ce film ai jucat contează. Plus că fusese în balcon în piața universității, plus că aveau numele lui, era clar că trebuia să-l bată. Era pe lista de cei bătuți, cel puțin bătuți, dacă nu omorâ. Ce am putea face în momentul de față pentru ca lucrurile astea să ajungă cât mai clar și spre tânăra generație și nu ca o pagină de istorie, ci ca un pericol pe care dacă nu-l înțelegem cum trebuie, s-ar putea să-l repetăm? Da, foarte greu, foarte greu, pentru că retrăim iarăși o perioadă în care mișcările de masă sunt extrem de ideologizate și extrem de influente, mai ales la nivelul mass media. Mă refer evident la tot ce s-a întâmplat vara trecută în Statele Unite și mișcarea care continuă de atunci, în care a devenit oarecum normal să ieși pe stradă și să țipi, să urli despre ceva bun, rău, fiecare în funcție de ce simpatii politice are. Așa că o mișcare de stradă de genul mineralei, din nefericire, se poate întâmpla. De altă parte, vezi cât de ciudat este, nu, o față sau alta a monedei, Tudor. Înțeleg foarte bine ce spui și ce ați simțit voi acolo, dar pe de altă parte să nu uităm că la noi, dacă nu existau mișcările de stradă din jurul ordonanței 13, din ceea ce a urmat după, dacă nu existau un 10 august, poate că nevoia de schimbare s-ar fi perceput mai puțin. Deci nu aș pleca de la ideea neapărat că o astfel de ieșire în stradă civică nu este bună, ci mai ales că în momentul în care cineva iese în stradă să știe și clar de ce o face. Și aici mass media poate fi un factor bun sau poate fi atât de periculoasă, pentru că ne intoxică. Și dacă ne uităm aici la ce se întâmplă în marea parte a presei, Cornel Mihalache cred că e de acord cu mine, aproape nu prea avem televiziuni la care să ne uităm. Eu recunosc, fără să-i dau numele, că mă pot uita fără să-mi roșească obrazul la o singură televiziune și nici aia perfectă. Într-un stat european, în 2021, mi se pare foarte grav lucrul ăsta, că nu avem cel puțin 3-4 televiziuni la care să nu ne fie rușine că ne uităm. Te referi la Trinitas TV, evident. nu spun. Din punct de vedere nepolitic, recunosc că mă uit și acolo chiar cu mare plăcere. Nu, din punctul de vedere al știrilor, este o televiziune la care mă pot uita, repet, nu e perfectă, dar măcar mă pot uita. E normal într-un stat al Uniunii Europene asta? Uite, despre 10 august încă nu știm. Se judecă, dacă se judecă. Oho, cât se mai judecă, din păcate, da. Colectiv la fel, mineriadele la fel, Revoluția, Dosarul 89, sau cum se spune, la fel. Că și acolo sunt mai multe povești. Corect. Nu e și o crimă colectivă, că despre aia e vorba. Că infracțiunile contra umanității n-au nicio treabă cu Revoluția, ci au treabă cu ce s-a întâmplat după. Manipularea, da? Revoluției, confiscarea, corect. Pe 22. Bun.
Dar eu te întreb pe tine, spune-mi tu mie, ce se poate întâmpla în poporul ăsta care iese pe minus 17 grade în februarie la ordonanța 13, 200 și ceva de mii de oameni, da? Pe frig, cu copiii în spate, pe minus 17 grade. Dar când e cald și frumos și 20 de grade afară, stă acasă liniștit. Paradoxuri, da, n-am răspuns la asta. Îți mai spun un paradox. Spus chiar de un istoric. După Congresul 14, în noiembrie, s-a ținut în piața Palatului un meeting la fel ca cel din 21 decembrie, cu aceiași oameni, cu același caroiaj, cu același întreprinde, cu aceiași securiști. Dom'le, cum s-a fost posibil 21 decembrie atunci? Spargerea meeting-ului. Asta nu înțeleg eu. Da, mi-e teamă că cine v-a pus întrebarea, cred că are și răspunsul, dar a vrut să o facă retorică. Da, mă rog, asta e partea a doua. Da. Din nefericire că așa se întâmplă în istorie, Cornel și cu mine știm câțiva dintre băieții, dau un exemplu mic, dar extrem de puternic pentru cine a fost la Revoluție. Noi îl știți pe băiatul care venea cu bradul de la Gara de Nord. Și printre alții care erau acolo în mulțime, am cunoscut o grămadă de revoluționari care, la vremea respectivă, ori au avut un curaj absolut nebunesc, ori au fost ajutați foarte mult să aibă un curaj absolut nebunesc. Acum părerele sunt împărțite și, cum menționați și voi, este o parte a istoriei României care se va dezbate încă multă vreme, inclusiv în instanță. Da, mi-a plăcut cineva care a ajuns în Italia prin 97-98 și, mă rog, niște comuniști italieni foarte supărați i-au pus întrebarea: de ce l-ați omorât pe Ceaușescu? Și ăsta a avut un moment, după părerea mea, de mare inspirație. A spus așa: domnule, eu vă răspund în momentul în care și voi o să-mi spuneți de ce l-ați omorât pe Mussolini. A făcut liniște atunci. Motivele fiind cam aceleași. Da, anumite persoane probabil că e mai bine să nu fi vorbit, pentru că mulți dintre marii revoluționari cred că plecau la plimbare. În 97 ajung la Biarritz, la festivalul de film de la Biarritz cu filmul Babu, cazul Gheorghe Ursu, și în juriu la documentar la mine era cel mai comunist regizor din Paris, căsătorit cu o româncă, Cristina, care, văzând filmul, el era în juriu, a venit să ne spună: nu vă supărați pe mine, dar lui nu i-a plăcut. Și a zis în felul următor: păi bine au făcut că l-au omorât dacă i-a trădat, zice regizorul comunist din Paris, așa că eu mi-am văzut de treabă, era foarte frumos la Biarritz și am stat liniștit că filmul meu nu va fi... Altă tragedie a nouă diasporei noastre, fugeau de comuniști de aici, ajungeau la Paris pentru că era locul în care, prin tradiție, nu? Și dădeau de alți comuniști, poate chiar mai răi, era stalinismul mai în floare în Franța în anii 60, așa este. Acolo nu se oprea apa sau curentul la ora 10. Dar tot pentru cei tineri, e bine să le spunem că, din punct de vedere occidental, ei au așa un fel de boare, un fel de abur în jurul lor, idealizant, așa. În 90, prima dată când am ajuns în Italia, am ajuns în perioada lui 1 mai. Și ce am văzut acolo? Comuniștii italieni sărbătoreau în parc cu ce? Cu brânză bulgărească, cu vodcă rusească, cu salam ungureș și românesc, și era o chermeză acolo de nu se poate. Și așa e frumos în 1 mai, când primești de la țările încă oarecum socialiste cât de cât, era încă atmosfera prosocialistă, toate lucrurile astea. Dar ei n-au nimic în cap, pentru că ar fi fost bine să trăiască măcar 10 ani sub comuniști și cred că ar fi gândit altfel. Dragul meu, toți tinerii ăștia din ultimii 30 de ani se uită la Woodstock-ul american și le place de mor. Dar ei nu știu că Woodstock-ul a fost o mișcare de stânga. Chiar subvenționat apar acum diverse chestii de tovarăși sovietici. Absolut da. Trebuie făcută ordine în chestia asta. Poate fi filmul documentar o formă de a recupera istoria, pentru că cei ce, iată, au trecut prin școală n-au cum să o mai facă. Școala, la rândul său, pentru cei ce acum sunt în mijlocul ei, nu o face. Și mă gândesc, nu știu, poate documentarul poate pansa într-un fel niște răni pe care le avem? Depinde unde îl dai, unde poți să-l dai. Că uite, mă uit la filmul lui Cristi Puiu, Malmkrog, cu premii, nu e niciun cinema din București, de pildă. N-a ieșit la cinema. Și nici nu va avea loc, pentru că nu va interesa pe nimeni să-l cumpere filmul, să-l dea undeva, probabil va mai fi la Muzeul Țăranului sau la Elvira Popescu. Dar mi-te un documentar. Dacă n-ai o televiziune importantă, tare, cu milioane de spectatori, nu faci nimic.
o să faci niște documentare așa. Aici ating o rană care este și a mea, a noastră, celor de la radio și a voastră, celor de la TVR. Posturile publice cred că ar trebui să aibă în fișa postului așa ceva, obligații la nivel național. Un documentar să faci așa într-un an de zile, cel puțin. Cu muncă multă, cu pasiune, muncă corect. Și cu bani mulți, pentru că trebuie să te duci, să te întorci acolo, să revii și să construiești povești, știi? Sau cum am făcut eu filmul ăla, un film mai puțin vesel, mai mult trist, poetic și sfătos, sunt 26 de ani de filmări, da? Din 91 până în, când aici. Nu e așa că primești un buget de 1000 de euro și zici că ăla e un documentar făcut în 5 zile. Și n-ai voie sâmbătă și duminică să filmezi, că nu știu cine nu te lasă, că trebuie ore suplimentare sau nu. Eu n-am luat niciodată ore suplimentare pe sâmbătă duminică, dar dacă am nevoie să mă duc la biserică duminica dimineața, într-un sat, nu trebuie să mă duc duminica dimineața. Îți faci referate ca să explici de ce trebuie să filmezi. Mie, asta mi se pare aberant, adică mi se pare să iei o Tesla și îți dai singur cu ea. Nu se poate. Fac documentar din 83 ca asistent, din 90 ca regizor. M-am săturat de 30 de ani să-mi pună cineva bețe în roate ca să muncesc, ca să fac ceva. Nu se poate chestia. Ți-am zis că dacă intru în directul Zoom, mă lasă ne... Dar e normal să ne spunem și lucrurile astea, pentru că cei ce ne aud trebuie să înțeleagă ce se întâmplă. Dacă își doresc documentar de bună calitate și ele sunt rare, să știe de ce sunt rare. Dacă vor să vadă așa ceva și nu văd sau sunt la ore abracadabrante, să știe de ce se întâmplă lucrurile astea. E important să spunem și așa ceva pe posturile publice, nu doar să vorbim dediței, mușețel și trăiască înflorească. Tudor, tu cum vezi lucrurile de acolo din țara tuturor posibilităților? Ce mai face Michael Moore? Eu știu foarte bine păsurile lui Cornel, pentru că noi am ținut întotdeauna legătura și pentru că, cum să spun, suntem oricum ca frații, deci ne spunem păsurile. În egală măsură am apreciat puterea de muncă, nu numai cea de creație, care este absolut extraordinară și demonstrată, dar puterea de muncă ca să treacă prin toate aceste, să zicem, probleme de producție și așa mai departe. Iartă-mă că te întrerup, Tudor, n-aș vrea ca cei ce ne aud să rămână cu impresia că aceste probleme sunt bâzdâcul lui Cornel Mihalache și are el o problemă cu breazla sau așa mai departe. Este o problemă generală în România, pentru că documentarul nu e al lui Cornel Mihalache, este al poporului român și dacă un lucru este bine făcut, beneficiem noi toți românii. Deci nu e o problemă personală între Vasile și Ionel. Pentru că tot a întrebat Cornel ce face Michael Moore, are absolut aceleași probleme de producție financiare și așa mai departe pe care le are și Cornel, pentru că în general documentarele bune și foarte bune care se produc în America sunt incomode. De aia sunt și extraordinar de interesante, pentru că sunt despre niște subiecte despre care poate o anumită pătură a populației, un anumit partid politic sau cine știe ce alte influențe n-ar vrea să se discute public, mai ales în contextul unui documentar care se presupune că e bazat pe o sumă de informații care sunt, cum să spun, adevărate. Eu știu că e foarte complicat acum să explic de ce informația poate să fie și neadevărată, dar asta este cu tot o altă discuție pentru o altă emisiune. Documentarele foarte bune apar în cinematografe, au ceva audiență și bineînțeles că acolo bătălia este în primul rând pentru premiile Oscar, pentru a fi nominalizate la premiile Oscar, care deja înseamnă o rampă de lansare către publicul larg. În egală măsură, în America sunt foarte multe canale de televiziune prin cablu care sunt mai mult sau mai puțin independente din punct de vedere financiar sau aparțin unui anume consorțiu, a căror program se bazează în mod special pe filme documentare sau pe seriale documentare pe o anumită temă. Și chiar râdeam zilele trecute cu Cornel că o să începem să vorbim din ce în ce mai mult despre fenomenele aeriene neidentificate, care este noua formulare a OZN-ului, formulare oficială a statului și guvernului american, unde de 30 de ani vedem la televizor pe aceste canale specializate în documentare de toate felurile, seriale și filme și interviuri despre OZN-uri, conspirații, expirații, magnații și așa mai departe.
Eu, la o săptămână după ce a început pandemia, i-am spus lui Dănuț Constantinescu, operatorul meu, că ce va urma este acceptarea oficială a prezenței OZN-urilor pe acest pământ. Și uite că n-a trecut un an, un an și un pic, și au apărut. Așteptăm acum raport oficial al Pentagonului. Un documentar, Cornel Mihalache, despre OZN-uri, poate un prim... Nu, nu, ce are COVID-ul cu OZN-ul? Ăsta e interesant. Știu, glumesc, evident. Domnilor, am vorbit de documentar, haideți să vorbim un pic de film și vă propun să plecăm așa, sigur, ușor romantic de la ideea lui Cinema Paradiso și să vă întreb dacă noua administrație locală nu pusă în funcție în toamna trecută, n-ar trebui măcar parțial să se gândească și la renașterea unor cinematografe în orașele sau în comunele pe care le conduc. Credeți utopic lucrul ăsta? Uite, o să avem Timișoara Capitală Culturală Europeană. Ne putem închipui o capitală europeană, măcar în perioada de, să zic eu așa, propaganda momentului, fără 3-4 cinematografe care să... Sunt două cinematografe cu totul. Pe asta spun, n-ar putea fi 3-4 și să revină la viață reală, nu așa doar să mimeze activitate. Prin 69 parcă, 70, erau 560 de cinematografe. Am eu o informație, Cornel Mihalache, mult mai tulburătoare. Am găsit o revistă a Asociației Cinematografelor din 1914. Era o revistă a asociației care nu era numai pe România, era România, Bulgaria, Serbia. Trei țări. Informația de acolo ne spune că în 1914, doar în regatul României, și România era evident fără Ardeal și fără Bucovina și fără Basarabia, erau 311 cinematografe. 311 în vechiul regat al României 1914. Da, ne vorbim de moluri, că nu, alea nu-s cinematografe. Care... Molurile din primul război mondial, sigur că da, așa? E că avem în toată țara vreo 12, 13, 14 cinematografe. Problema este evident universală și așa cum sunt convins că ați auzit, situația unor rețele de cinematografe din Statele Unite este extrem de gravă și se pare că ele nu vor rezista, ceea ce va însemna o anumită consolidare a acestui proces de a lansa filme și cel puțin în Statele Unite, chiar la nivel de mari studiouri și de mari producători, modelul Netflix pare că este cel care va rezista și va lua amploare, iar cinematografele clasice, ca să zic așa, o să fie câte o chestie asta exotică, cum spuneți voi, în câte un mall pe aici, pe acolo. În zonele calde, Tudor, nu mai aveți acele nu câmpuri cu mașini când te duceai cu prietena, cu nevasta, cu popcorn în mână? Nu mai există. E de domeniul trecutului? Deci, marea majoritate a cinematografelor drive-thru, cum se numeau ele, unde stăteai în mașină, te uitai la cinema și ascultai sunetul la radio, ele au dispărut încă din anii 2000, pentru că ele erau plasate în niște zone urbane extrem de dense, unde valoarea acelui pământ era mult prea mare ca să păstrezi un cinematograf în aer liber acolo. Și au rămas în afara orașului câteva care s-au refăcut, sunt extrem de interesante, arată exact ca în anii 50 și chiar poți să închirezi o mașină din anii 50 ca să te duci la cinematograf, care este senzațional, dar sunt foarte puține, iar în perioada de pandemie au fost ocupate la modul, deci nu găseai un bilet cu 6 luni înainte. Era una din puținele forme de distracție care n-a fost închisă. Unde stă Cornel Mihalache? N-or avea minte oamenii aia, eu cred că s-ar umple de bani, dacă ar lua, nu știu, 2 hectare și le-ar face cinematograf. Sunt convins că ar fi pline. Cu filme americane, nu? Cu orice fel de film, să fie afară, să fie ceva neconvențional, așa. Dom'le, nici în astea 13 cinemauri pe care le avem... Nu vine lume. Nu vine la film. Și nu vine la film românesc. Culmea, luăm toate premiile din lume, mai puțin Oscar-ul, dar uite, nominalizar la 2 categorii. S-a rupt ceva. Și care ar fi explicația? S-ar mai putea drege ceva sau e definitiv pierdut?
Deci, din punctul de vedere al distribuitorilor americani, faptul că în momentul în care s-au relaxat regulile într-o direcție post-pandemică, chiar s-au mirat foarte tare că cinematografele, chiar la jumătate din capacitate, au fost foarte pline. E drept că majoritatea filmelor care au avut un succes absolut senzațional au fost filmele pentru copii, pentru că părinții și copiii au vrut neapărat să iasă din casă, să se ducă la cinema, care este foarte bine și e o chestie, cum să spun, pragmatică pentru producătorii din Hollywood, pentru că o să înceapă în săptămânile viitoare să apară toate blockbusters care așteaptă din 2019 să iasă, James Bond, de exemplu, și în secunda în care, chiar dacă multe cinematografe rămân închise din cauza că au falimentat, în sălile care au rămas, dacă se vor umple și o să fie nebunie din cauza că sunt aceste blockbusters pe care toată lumea vrea să le vadă la cinema, mai ales tineretul, atunci s-ar putea să se schimbe din nou modelul de economic, de business, în care să funcționeze chestia asta duală, întâi la cinema și imediat după aia în streaming, deci plătești bilet sau dacă nu, plătești ca să-l vezi acasă dacă ești abonat. Deci banii trebuie să circule. Vara asta o să fie absolut determinantă pentru viitorul cinematografelor din Statele Unite. La noi nimeni nu gândește așa. Cornel Mihalache, uite, suntem la început de sezon estival și mi-aduc aminte cu bucurie că prin 2008-2009 am văzut ultimul film la grădină în Mangalia. Era acel nu film cu vacanța lui Mr. Bean. A fost senzațional să-l vezi cu zgomotul pescărușilor și al mării. Ce frumos ar fi și poate că, nu știu, nu-i bine să bagi mâna în foc niciodată, dar refuz să cred că un cinematograf grădină pe litoral nu ar fi plin tot sezonul. Dar, nu știu, parcă ne ia Dumnezeu mințile, nu vrem să încercăm nimic. Și acum e și mai simplu, pentru că n-ai nevoie de peliculă care să încarce. E o sculă, ar fi foarte simplu. Și nu foarte scump. Mă gândesc, da, și la stațiunile balneoclimaterice în care lumea se tratează, dar ieșind de la tratament se uită pe pereți și încearcă să, nu știu, recitească dicționarul zilnic, pentru că n-ai ce face acolo. Ce normalitate ar fi un cinematograf la Călimănești, la Căciulata, la Govora? Ce le lipsește oamenilor ăstora de nu să gândesc la asta? La Băile Fei. La Băile, exact, la Băile Fei și așa mai departe. Unde să ai film de la 10 seara, să zic. Până da, la... ce le lipsește oamenilor ăstora de nu încearcă? Poate că nu iese, dar mi s-ar părea onest măcar să încerci și să spui, ba, am încercat și n-a ieșit. Da, ar fi o idee absolut fascinantă și cum menționa și Cornel Adinauri, calitatea digitală în vremurile astea este absolut senzațională. Calitatea, ușurința proiectului, n-ai nicio problemă, bineînțeles. Absolut. La Cluj sunt 5 cinematografe, cred. Și asta de ce? Pentru că de 20 de ani publicul a fost crescut... Educat, sigur că da, în spiritul ăsta, corect? Da, de către echipativ și inițiativa lui Tudor, Giurgiunu Petruț, nu de azi pe mâine, că nu se poate de azi pe mâine. Sigur. Bun, nu înseamnă că poate să fie un festival creativ în toate orașele mari, dar trebuie cineva să aibă inițiativă, să primească niște bani, da? De la vreun minister al culturii, da? Ca să creeze, să creeze, că săl de film se pot face niște, mai ales acum la 20% din capacitate sau 30, le faci oriunde, în Târciu, și cu discuții după aia, deci documentar cu discuții de două aici, ore. Aici e problema, da. Să le spunem celor ce ne aud că bucuria nu este numai de a avea informația în sine, informația poți să o ai și la tine în pat, uitându-te la film pe mobil, este vorba de bucuria de a vedea actul artistic alături de mai mulți oameni. Se creează o anumită atmosferă, e un fior pe care îl capeți. Dar și discuta. Dom'le, ce-i cu filmul ăla? Ce vrea el? De ce e el acolo? Sau filmul de 60? Sau la Dolce Vita? Hai să luăm, facem picul Fellini. Tarkovski, toată... Dar trebuie să plătească cineva asta, Gabriel. O încărcătură sufletească, pentru că, din păcate, foarte mulți îmi asum, s-ar putea să irit lume când spun asta, și în Ministerul Culturii și în alte locuri, gândesc cu mânecuțe de contabil și nu cu sufletul.
Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, dar mă lasă bateria și sunt într-un loc unde nu pot să-l încarc chiar acum, că am făcut un setup ca să arate Cornel mai bine. Cornel Mihalache, ai văzut ce a rămas din românul Tudor Petruț? A devenit pragmaticul american care ne-a spus-o clar că el trebuie să plece. Asta este. Nu mai am baterie, jur că nu mai am baterie, că îmi place de voi. Nu, asta nu, n-ar fi o problemă. Lăsați. A trebuit să vină Tudor din America pentru a ne întâlni. Mulțumesc, Tudor, pentru discuția asta. A fost o reală plăcere, Cornel Mihalache. Și eu o să încercăm să o mai repetăm. Am spus că am tot ce trebuia pentru momentul ăsta. E bine spus pentru momentul ăsta, dar poate o mai repetăm. Spunem și istoria noastră comună cu 21 decembrie. Eram împreună la el la coloane sus la Romană, sus la el, și vedeam ultima tentație a lui Hristos, Scorsese, da? Și a venit cu taică salv la față și a spus: bă, ce ați nebunit afară, s-a rupt meeting-ul, e demonstrație, lume, e nebunie și voi vă uitați la film? Păi, ce treabă avem noi cu meeting? Nu ne uitam la meeting la televizor, Doamne iartă-mă, că n-aveam. Și am coborât și am intrat în vâltoare. Of, cam da. Pentru mine a fost absolut minunat, pentru că dacă stau și mă gândesc, nu am mai fost cu Cornel împreună la un interviu de poate mai bine de 25 de ani. Deci noi am păstrat legătura între noi, dar n-am mai fost împreună într-o emisiune de radio sau de televiziune de atâta vreme. Și uite că ne găsim astăzi din nou împreună cu nostalgii, cu memorii și cu, în sfârșit, o discuție extraordinară. Unul din motivele pentru care eu mă bucur să vin de fiecare dată vara în România, în afara faptului că sunt alături de mama, este și pentru că, iată, am posibilitatea să mă întâlnesc cu prietenii mei de suflet și, cum să spun, să avem o conversație. Că, din nefericire, asta ne cam lipsește în America aia mare. Și viitor frumos în față, pentru că economia duduie. Nu știu dacă ai auzit. Suntem cea mai înfloritoare perioadă de după 90. Așa că tot viitorul ne-e în față. La 70 de ani, când ieșim la pensie, în loc de 65, e mult. Gabriel, bine, mulțumesc mult. Și eu, a fost o reală plăcere. Încă o dată a trebuit să vină Tudor din America pentru a ajunge împreună într-o astfel de emisiune. Excelentă și formula asta. Revenim cu drag. Dar putem să ne suim în avion, mergem noi la el acasă. Normal, la oră. Normal. Facem interviu din piscina lui. S-a mai întâmplat, să știi, s-a mai întâmplat. Fii atent că te trezești cu noi acolo. Bine, cu drag, domnilor, numai bine. La revedere. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Aici se încheie emisiunea noastră. Ca de obicei, în final, vă invit ca pe lângă Radio România Actualități, în limita posibilităților, să ascultați și producțiile online Radio Cernăuți. Este vorba de un proiect realizat de jurnaliștii de origine română din Ucraina, jurnaliști greu încercați, oameni pentru care susținerea noastră morală vă asigur că înseamnă foarte mult. Așa că vă salut, lăsându-vă alături de Radio România Actualități și de proiectul online Radio Cernăuți. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!